În cadrul programului Rabla pentru electrocasnice, bonul valoric obținut are valabilitate limitată de doar 15 zile. Conducerea Fondului de Mediu face apel către toți cei care au rezervat vouchere în cadrul programului Rabla pentru electrocasnice să își achiziționeze cât mai repede aparatele, pentru că bonul valoric obținut are valabilitate limitată. Până în data de 31 decembrie au fost rezervate aproximativ 53.000 de vouchere, însă au fost utilizate doar 9.000. Voucherele obținute în cadrul programului au o valabilitate de doar 15 zile și nu pot fi prelungite, reînnoite sau transferate către alt titular. În momentul achiziției, titularul voucherului trebuie să predea un aparat electrocasnic similar, vechi sau stricat, ca și în cazul programului Rabla pentru autoturisme.